Am călătorit peste 1000 de kilometri pentru imaginea asta. Iată. Între timp s-a pus și ploaia. Așa că ia să vedem noi ce putem să vedem de aici. Bună dimineața din nou, de data aceasta dintr-un loc favorit al nostru. Uitați ce flori frumoase am în spate. Super, dar nu pentru asta e locul favorit. Aici, în spatele meu, este unde am stat data trecută când locul acesta a devenit favoritul nostru. Însă de data aceasta n-am mai găsit cazare aici, era ocupat, așa că a trebuit să găsim în altă parte. Și încerc să vă arăt de ce a fost sau a devenit unul dintre locurile noastre favorite acesta. Pentru vederea pe care o aveam, în special de la balcon, vedere pe care nu o să o avem sau n-am fi avut-o de data aceasta din cauza vremii, pentru că e norat. Data trecută am stat câteva zile și am avut ocazia să vedem, o să vă pun imagine, măcar o fotografie dacă nu găsesc filmare, să vedeți cum se vedea de pe balcon de la noi data trecută priveliștea. În direcția următoare. Aceea era priveliștea. Acolo sunt celebrele vârfuri ale Dolomiților, care acum, din păcate, sunt acoperite de nori. Asta se vedea de la noi, pentru că balconul aveam exact acolo. Deci se vedea un pic mai bine decât se vede de aici, mai de sus. Jos în vale sunt două locuri celebre. Unul este acea biserică, Sant Johann, unde să mergem și noi. Nu putem să intrăm, cred, dar ne apropiem. Iar al doilea loc îl filmez acum un picuț, este acea biserică, din stânga căreia este o priveliște panoramică asupra Dolomiților. O să mergem acum la biserica respectivă și la acel punct panoramic asupra Dolomiților să facem două poze. Din păcate nu vedem Dolomiții de data aceasta, dar locul rămâne oricum unul superb. Uitați și în partea aceea, și în partea aceea, da, o capelă mică, nu știu cât de funcțională e, sunt flori proaspete puse în geamuri, foarte frumos. Haideți să vedem Dolomiții. Cine știe, deși mă îndoiesc să se ridice norii, la cât de mulți nori sunt, nu sunt șanse să se ridice. Asta să vedem Dolomiții. Oricum, ne trezesc amintiri și vedem prin prisma amintirilor pe care le-am adunat de aici. Iată, o biserică, nu e asta aceea la care vom merge, dar am văzut-o data trecută și pe aceasta și am zis că dacă tot am trecut pe lângă ea, hai să oprim 5 minute și să o revedem. Oh. Uite, ce frumos.
urcăm pe scări. Pe acolo am venit, pe la pasul ierburilor. Vârțioc. Și am făcut cu mașina din localitatea de unde stăm, San Vigilio, până aici. Au fost 34 de kilometri și am făcut într-o oră și câteva minute. Și asta nu pentru că ne-am oprit sau... Deși ne-am și oprit de vreo două ori câte un minut, dar pentru că așa era drumul. Pe munți, numai serpentine, o singură bandă, nu o bandă pe sens, o bandă și atât. Te întâlneai două mașini, una te trăgeai cât mai spre iarbă, să aibă loc cealaltă. Cel puțin ciudată imaginea aceasta, ce vrea să reprezinte pe Iisus Hristos răstignit, dar nu e chiar cruce, vârful nu este. Și aici, cască de soldat nazist. În condițiile în care soldații naziști care îi luau pe creștini, pe evrei, pe alte minorități și alte grupuri și băgau la camerele de gazare, acești soldați aveau pe catarama centurilor lor inscripționat: Dumnezeu este cu noi. Pentru asta și pentru multe altele de genul acesta, din același registru, atâția oameni astăzi detestă creștinismul. Ce Dumnezeu e acela? Cum să faci așa ceva, epurări etnice, cum să faci inchiziții, cum să faci cruciade în numele lui Dumnezeu și să spui că Dumnezeu te-a trimis sau Dumnezeu e cu tine. Și mulți oameni chiar cred că dacă oamenii au pretins că Dumnezeu e cu ei, chiar așa a fost. Priviți biserica și spuneți-mi dacă e justificat faptul că mi-a plăcut data trecută și am vrut să o revăd și să vă prezint și vouă în ocazia aceasta. Din nou, acel amvon superb, contrareforma, barocul contrareformei. Ăsta e răspunsul Bisericii Romano-Catolice la reforma lui Luther. Hai să facem biserica mai atrăgătoare prin arhitectură, prin artă, prin picturi, prin muzică, prin sculptură. Și asta a ieșit. A avut succes contrareforma? Nu știu. Reforma s-a răspândit în toată lumea. Dar cel puțin bisericile vizual a ajuns să arate extraordinar. Acestea vorbesc, catolice. În contrast cu cele protestante care au fost simple,
pentru că se mergea pe aceeași idee de simplitate pe care au avut-o și mai multe ordine catolice, franciscanii, dominicanii, cistercienii și așa mai departe, la începuturi. Istorie lungă în domeniul ăsta, dar nu o dezbatem acum, nu o desfacem acum pe bucățele. Cert este că avem artă bisericească superbă. Că da. Păi vine când plouă. Oare pune YouTube-ul copyright și pe clopotele de la biserică? Și-a spun copyright pe orice. O să ajung să n-ai voie să prezici nimic decât pe tine și atunci cu aprobarea ta semnată. Bagă-n guliță. Thank you.
Se pare că azi e despre biserici. Sfântul Gheorghe urmă balaurul sau Belerefon urând chimera. Ca să vedeți de unde a venit chimera, urmăriți mutronii vlogurile trecute, locul de unde legenda spune că a ieșit chimera la suprafață. Deci am văzut și biserica. Iată, oferte pentru biserică. Deci ce le pui? Pe aici. Tare, băgat în piatră. Hai să mergem, cum vedem, cum ajungem Coloșa. Coloșa. Ia. Și urcăm spre locul de belvedere de aici, de la Santa Maddalena. Și vi-l prezint imediat. Cei mai mulți dintre voi o să recunoașteți imaginea. Și unghiul de unde e filmată sau fotografiată, luată. Oh, boy. Am călătorit peste 1000 de kilometri pentru imaginea asta data trecută și acum a făcut parte din itinerariul nostru. Iată. O recunoașteți? Hai să schimbăm camera. Ăștia suntem noi și asta e imaginea. Asta e superba imagine a bisericii din Santa Maddalena, pe care am văzut-o și de aproape și din interior. Și o vedem mai panoramică și cu Dolomiți în spate, învăluiți în mister, în nor. Superb, chiar dacă nu se văd vârfurile,
dar vârfurile din stânga mă refer, care sunt mai mari, dar imaginea este unică. Nu-mi vine să plec din locul ăsta. E superb. Splendid. Da, și eu am. Și eu am tot la fel, da. Iată cât de frumos Dolomiții învăluiți în nor. Așa am făcut aici, între crengile astea două, data trecută. Ceva de genul ăsta erau pozele. Ok. Și totuși trebuie să mergem mai departe. Mai este, așa cum v-am arătat mai de sus, o biserică și aceea emblematică. Imaginea nu e de spectaculoasă și de dramatică așa cum este cea pe care tocmai am văzut-o. Este mai în spate de aceasta, după un deal, biserica Sant Ioan sau Sfântul Ioan. Însă acolo nu se poate merge în mod normal. Filmezi, vizitezi, fotografiezi de departe. Este un perimetru care o delimitează. Însă știu că au fost persoane și sunt persoane care nu m-am interesat. În anumite zile, în anumite perioade sau oricând, numai să fie doamna care, mă rog, se ocupă, e, nu știu dacă e doar îngrijitorul în sensul de paznic sau e curatorul bisericii respective, dacă e acolo. Și dacă e acolo, din câte înțeleg, poți să dai acolo, să plătești câțiva euro, nu știu câți, 3 euro, 4 euro, 5 euro și să intri în bisericuță. Acum noi ne mulțumim să vedem biserica de afară, să prindem câteva cadre, să bifăm, că am văzut, oricum e o biserică micuță, adică ea e celebră nu pentru picturile sau pentru arta ei interioară, ci e celebră pentru poziționare, pentru arhitectura ei exterioară și cam atât. Haideți să mergem să vizităm și apoi următoarea destinație, care este și ultima pe ziua de azi. Nu se mai poate ajunge cu mașina aici oricum. Mi-am încercat prin 3 locuri și sunt bariere puse, sunt stâlpi dintre aceea în pământ. Nu mai poți ajunge pe oriunde cu mașina aici. Așa că am inventat un shortcut pe aici. Hai, vamonos. Deci coborăm spre mașină de la biserică pe această scurtătură în jos. Lutherischkirche, adică biserica luterană, cum s-ar zice.
Există oameni cu rău de înălțime și oameni cu rău de mers spre înălțime. De aceea, în viață, mulți oameni rămân jos, că le e rău de mers spre înălțime. Există, pe de altă parte, și o liniște sufletească și o liniște în general și o protecție a florii și a firului de iarbă din vale în fața furtunilor, a vântului, o protecție pe care copacul din vârful muntelui nu o are. Așa că și înălțimea nu-i pentru oricine. Am văzut atâția copaci pe munți smulși din rădăcină. Și atâția copaci în viață smulși de asemenea. Iată, aici am lăsat mașina noastră. Sperăm să putem să urcăm înapoi. Pe acolo e cam abrupt, dar mergem înainte. Între timp s-a pus și ploaia, așa că ia să vedem noi ce putem să vedem de aici. Interesant, la noi plouă, Dolomiția cum se văd. Înainte erau acoperiți în nor și ploua clar acolo, iar la noi era ok. Hai să modificăm camera și dăm un zoom. Iată ce superbă imagine. Dolomiții parțial însoriți, parțial acoperiți de nori, parțial doar umbriți și biserica în fața lor. Deci biserica a fost într-o stare de degradare până acum câțiva ani, când, nu știu, datorită vlogărilor, fotografilor, profesioniști de peisaj, nu știu cum, sau prin publicitate, biserica a devenit o atracție turistică, adică din punct de vedere al fotografiei în mod special. Când autoritățile locale și-au dat seama de lucrul ăsta, au investit și au, sau mă rog, biserica, nu știu cine s-a ocupat, au investit și au renovat-o și acum arată drăguț, decent. Hai să vedem și mai de aproape. Iată. Cam asta este biserica Sant Johann sau San Giovanni sau Sfântul Ioan. Nu știu dacă... Nu cred, habar n-am. Dacă se țin și slujbe acolo.